Hello. Hello. What's your name? Jessie J. McParland. And where are you from? I'm from Ireland. Okay. How old are you? 9. Okay, who are you here with? My daddy. Okay, Beth. Yeah. You excited? Yeah. I'm here with my dad today, so I am. My mummy is home looking after my 2 younger sisters. My daddy's very good at doing my hair. He even went to the hairdressers to learn how to do it right. He works as a farmer and it's not really his thing. Team Daddy and JJ? Yeah. You can go. Being the first girl in the family, my mum and dad wanted me to be an Irish dancer. When did you stop? When I was 3. 6 years ago? Yeah. That's a long time. I would love to impress Simon Cowell because he's the boss of One Direction. I like One Direction because I went to their concert last year, so I did. And I'm very excited for today because I've never performed in front of a big audience and I just love to be cheered on. Okay, good luck. Thank you. Dinky little thing. A job as my security guard. What made you want to do this? I used to do ballet and Irish dancing. This is a long way from ballet. But I didn't like it. She's cute as hell like that. Yeah. As soon as that sword comes out, jump up, 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 up. Jessica, you are one to watch in this competition. That was incredible. So impressed. It was brilliant as an act, and I'm sure you're going to be in the Olympics one day, dear Karate. Maybe in the next act, 2 little people could be the villains, and you can beat them up. Yeah. I think he means us. Okay, moment of truth. David. I'm going to say yes. Jessica, it's a massive yes from me. It's a yes from me. Jessica, 4 yeses. Congratulations. Good girl. Buenas noches. Cuéntanos quién eres. Yo me llamo Eric y tengo 10 años. ¿Qué vienes a hacer esta noche? El arte del Kung Fu. ¿Cuál es tu sueño? Poder ser un animal de Kung Fu Panda. ¡Ay, Flor! Pues, Eric, no te preocupes porque has llegado al mejor sitio. Yo soy Kung Fu Panda, si es que empieza cuando quieras. Adelante. ¡Ah! Mamá.
Cuidado, que va para abajo. Eric, como el guerrero del dragón que yo soy, viéndote esta noche lo he dejado de ser. A partir de ahora, tú eres el guerrero del dragón. ¡Para mí es un sí! Para mí es un no. ¡Risto! Tienes mucho talento. ¡Para mí es un sí! ¡Para mí también es un sí! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yintín. ¿Cómo? Yintín. Yintín. Yintín, buenas noches. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Qué vienes a hacer? Kung Fu. Kung Fu. ¿Pero es peligroso lo que vas a hacer? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero peligroso para ti o para nosotros? Para vosotros. ¡Ah! Para nosotros. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pues oye, nada. Adelante. Gracias. A ti. Cualquiera se pelea contigo, Yintín. No hay ningún niño en la clase que te plante cara, ¿no? Bueno, en el colegio mis compañeros no hacen kung fu. Pues ya verá cuando venga el programa. Ya verá. Te van a dar bocadillo, te van a poner la silla para que tú te sientes, ya verá. Claro, ahora entiendo, porque cuando tú le has preguntado si era peligroso para ella o para nosotros, has dicho para nosotros porque si hacemos eso... Nos clavamos la espada, hacemos de todo ahí, ¿no? Nos haríamos un cuadro. Claro, apareces con tus coletitas ahí tan mona y lo que nadie se va a pensar, lo que nadie ha pensado es que de repente te transformas, sacas ahí tu mala leche y haces aquí una demostración de Kung Fu muy bien. Felicidades. Gracias.
Bueno, para mí es un sí. Yitín, yo no quiero que te enfades conmigo, para mí es un sí. Ah, bueno, va. Yo he esperado un poquito más de peligro durante la actuación. Te voy a dar un no. Cuidado, Risto, ¿eh? Me arriesgo. Ahora arriesgo sí que mi vas vida. Mucho, ¿eh? Arriesgo mi vida. Ay, Dios. ¿Te gusta por el este riesgo? Voto. ¿Te gusta, este te programa gusta vale la pena el riesgo de una vida. Y yo digo... ¡Ja! ¡Ya! ¡Sí! You guys ready to see this? Yeah. Yeah. All right, little tigers, let's get it. Oh, he looks fierce. Victory is David, what did you think, David? Well, I thought it was really, really great. I thought it was amazing, just the way that they were doing flips, and after the flip, they were going right into their choreography, which is very hard to do. And just the way that they were staying in character the whole time, from the beginning to the end where they all dropped. I thought it was great. That was... impressive. Impressive, really. So, should we vote? Yeah. Well... maybe we should count. I'm very happy because I get to say yes! And it's a second yes from me! 저는 당연히 yes, let's get it! Wow.
Per migliaia di anni, l'arte del Kung Fu è stata tramandata da generazione in generazione, da padre in figlio, da maestro a discepolo. Il cerchio della vita continua. Madonna, sulla testa, hai capito? Che fanno? Cose impossibili. Gli occhiali, molto okay. Figo. Ciao, benvenuti. Chi siete? Mi chiamo T, the Young Warrior. Mi chiamo MJ, the Modern Shaolin. E siamo una Kung Fu Family Temple London from the UK. Oh, wow! Che belli, che bravi. Complimenti. Oh. Assistito con i miei occhi a una serie di esibizioni impressionanti. Quanti anni ha il bambino? How old is he? I'm 12 years old. 12 anni. Anche i miei figli. Beh, giovane guerriero, tutti i ragazzini e i bambini vogliono essere come te, secondo me. Sei un bimbo prodigio, sei formidabile. E ovviamente anche il Shaolin moderno, mi pare, non è da meno. Però dovrebbero fare un film su di te. Cioè, non ti serve uno stuntman, non ti serve niente. Thank you, grazie. Devo dire che il bambino è eccezionale, forse perché per fare questi giochi bisogna essere di esile corporatura. Tu sei troppo grosso? Bisogna allenarsi tanto. No, ho capito, ma voglio dire, per fare quello che ha fatto il bambino, fa solo il bambino. Ma gli chiediamo a Young Warrior, how long do you train a day? Quanto tempo ti alleni? 3 hours a day. 3 ore al giorno, Mara. Ammazza, sempre a fare la stessa cosa, pam 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 pam. She's saying always the same thing, ping pong pam pam pam. Sometimes ping pong pong pong. A volte pure ping pong pong pong. Ok. Siete molto forti. Grande, Young Warrior. Beh, devo dire è stato un momento bellissimo perché mi sembrava di essere catapultata dentro una puntata di Goku e quindi è stato molto divertente. Voi penso siate assolutamente dei professionisti, sì. E tutto quello che sai tu oggi, piccolo guerriero, di sicuro te l'ha insegnato il tuo papà. Quindi complimentissimi a tutte e due, è stato veramente un bellissimo momento. Bene, votiamo.
Io voto yes. Frank? Anche per me yes. Anche per me sì. E allora ragazzi sono for yes! High five. Wow, never seen something like that before.
vrei, mă, ce vrei, ce vrei? Mamă, se pun cu noi. Ai văzut ce? Mi-a scos limba. Bă, tu scos limba la mine? Fii atent ce-i fac. Ce-i fac lui ăsta, mic, a scos limba la mine. E piatră! Fluierul piciorului! Aici! Ei! Pede! Așime! Ce plângi? Hai la mine! Hai la mine! Hai! Hai aici! Suntem nerăbdători să vă cunoaștem. Cine sunteți? Suntem clubul de karate Kyokushin Someș. Practicăm karate, facem chiar sport de performanță. Ei sunt copii de la țară, alte activități toți? Nu au. Eu sper cu mâna pe suflet să ajungă oameni buni, să ajungă sportivi de performanță, să ajungă polițiști sau ce-și doresc ei, dar să fie oameni cu coloană. Măi copii, vouă vă place ceea ce faceți? Pentru mine a fost, dacă vă vine să credeți, foarte emoționant. Asta pentru că voi sunteți speciali. Vă doresc să fiți cât mai disciplinați, să vă ascultați profesorul, să vă respectați între voi și să vă iubiți. Pentru că e un sport nu despre bătaie, ci despre iubirea de sine, în primul rând. Ce am eu aici este foarte dur. Uitați-vă! Vedeți cum se aude. Acțiune! Ia! Oh! Dar uitați-vă, nimic! Doamne. Nimic! Și uitați-vă ce dur e! Ce dur e! Uite, e piatră! Vreau să mă concentrez, vreau să o sparg cu privirea. Cu privirea, fiți atenți că o sparge cu privirea. Extraordinar! Extraordinar, domnilor! Dacă veți câștiga 120.000 de euro, eu mă gândeam să luați un mare tractor și să faceți agricultură adevărată acolo. Răspunsul meu este evident, da. Mulțumim! Răspunsul meu e da. Din tot sufletul, da. Mulțumim! Mergeți în etapa următoare cu 4 de da, pentru că și răspunsul meu este tot da. Mulțumim! Anong pangalan ng grupo niyo, mga anak? Kami pala po ang Mati Bacolod, Modern Arnis Tapitapin International. Ah, gusto ni Robin yan. Oo, oh, arnisador kayo. Oo. Oh. Gaano katagal na kayo nag-aarnis? 3 years po. 3 taon. Ipakita nyo nga sa amin kung ano yung gagawin ninyo, ha? Tingnan ko, tingnan ko. Opo. Baba nang kiwala, baba nang kiwala. Baba nam, 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 baba
Pinabilib nyo ako sa form nyo. Bilis ng kamay, pati yung mga tingin. Ayos. Thank you po. Yung form nyo, yung technique, costume, lahat, bongga. Thank you po. I enjoyed your act and napabilib nyo ako. Thank you po. Bilib na bilib ako sa husay ninyo, pero mas bibilib ako kung si Robin ang makikita ko niyan. Nakita ko na yung magaling, gusto ko makakita ng mas magaling para may idea kayo kung ano yung gagawin niyo sa next round. Form! First night! On! Ay! No! Ay! Ay! On! 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 Yan ang gusto ko kay Robin, di ba? Hindi lang dada, may gawa! Di ba? May gawa! Ang galing! Aboboto na kami! Yes ako! Yes na yes ako sa inyo! Taas kami ako sa inyo, yes! Thank you, Mom! Yes! Yes!